Bună ziua, bine ați venit. Avem onoarea de a-l avea astăzi oaspete la Ministerul Afacerilor Externe pe domnul Torbjørn Jagland, secretar general al Consiliului Europei, aflat în vizită oficială în România. După întrevederea pe care Ministrul Afacerilor Externe, domnul Titus Corlățean, a avut-o cu secretarul general al Consiliului Europei, cei doi demnitari vor susține declarații de presă. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea, înainte de orice, să mulțumesc secretarului general al Consiliului Europei, domnul Torbjørn Jagland, pentru vizita și discuțiile extrem de fructuoase, substanțiale, pe care le-am avut astăzi și domnia sa l-a avut cu un alt demnitar ai statului român ieri. Este o vizită care exprimă în același timp aprecierea pe care România o are față de Consiliul Europei ca organizație paneuropeană pentru rolul, profilul internațional al acestei organizații. Vizita are loc și într-un context mai special pentru România și vom spune câteva cuvinte în partea a doua a conferinței de presă. Vorbim de aniversarea a 20 de ani de la data în care România a devenit membru al Consiliului Europei. Un moment extrem de important care a marcat evoluția democratică a României în familia europeană. Întâlnirea noastră se desfășoară în același timp într-un cadru în care dialogul dintre Consiliul Europei și țara noastră a fost în mod constant și continuă să fie extrem de solid, extrem de substanțial. Am evocat astăzi o serie de proiecte de cooperare extrem de importante pentru România, dar și pentru familia europeană, pentru Consiliul Europei. Mă refer aici la expertiza pe care Consiliul Europei o pune la dispoziția țării noastre prin intermediul Comisiei de la Veneția pentru viitorul proiect de lege de revizuire a Constituției României. Și oficialii români au confirmat și ieri și astăzi interesul pentru a coopera în această direcție. Nu am mai beneficiat de altfel de un sprijin extrem de consistent din partea Comisiei de la Veneția și în cadrul primei proceduri de adoptare a Constituției României după 1990. De asemenea, cooperăm și vom coopera foarte bine, foarte strâns pe tema noii legi privind restituirea respectivă compensațiile acordate pentru bunurile naționalizate înainte de 1989 și este deja un lucru bine cunoscut că proiectul de lege a fost transmis deja la Consiliul Europei și există o foarte bună înțelegere comună inclusiv asupra faptului că este nevoie de puțin mai mult timp, câteva săptămâni suplimentare, pentru a finaliza acest proiect extrem de important pentru societatea românească, dar și pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, care are un număr ridicat de plângeri aflate pe rolul său. Am discutat cu secretarul general despre, spuneam, rolul, importanța organizației Consiliului Europei ca și garant al stabilității democratice în Europa. Am discutat în detaliu despre diferitele proiecte și expertiza, acțiunea Consiliului Europei în vecinătatea organizației și ne referim de o manieră echilibrată atât la dimensiunea sudică și de asemenea la dimensiunea estică a vecinătății Consiliului Europei. Suntem unanim de acord că obiectivul central al Consiliului Europei a fost și rămâne realizarea unității celor 47 de state membre în scopul protecției și promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Am discutat în mod evident și despre Republica Moldova, despre prezența sa ca membru în Consiliul Europei, despre aspirațiile sale europene, pentru că vorbim în egală măsură de aspirațiile legate de Uniunea Europeană și despre necesitatea continuării cooperării pentru depășirea actualei situații politice și pentru intensificarea eforturilor în vederea transformărilor democratice și apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Organizația de la Strasbourg, Consiliul Europei, are o expertiză extrem de valoroasă în ceea ce privește reformele de natură democratică, dar și în a încuraja o soluție politică în Republica Moldova care să garanteze continuitatea eforturilor europene din această țară. Am evidențiat de asemenea importanța menținerii problematicii protecției persoanelor aparținând minorităților naționale pe agenda organizației de la Strasbourg. Consiliul Europei are o serie de mecanisme, de pârghii instituționale, are Convenția Cadru pentru protecția minorităților naționale și mecanismul de monitorizare specific care permite garantarea unor standarde la nivel european în toate statele membre. Pentru România este un lucru important, inclusiv în vecinătatea sa, unde suntem în această regiune în care suntem situați. În mod evident, am discutat despre problematica Roma, am ajuns la concluzia că instituțiile internaționale în general și Consiliul Europei în special joacă un rol deosebit de important prin expertiză, prin soluții și la sprijinirea eforturilor naționale de integrare a acestei minorități. Suntem conștienți că integrarea deplină a romilor în societate necesită un angajament constant din partea autorităților naționale, precum și participarea tuturor romilor la acest proiect. În același timp, este o chestiune europeană și este nevoie de sprijin, de expertiză europeană pentru procesele de integrare. În România există numeroase acțiuni și proiecte guvernamentale întreprinse în ultimii 10 ani care se traduc în rezultate palpabile. Estimăm însă că impactul proiectelor de incluziune socială va fi mai vizibil în timp, pe termen mediu și suntem extrem de interesați în ambele părți să continuăm o cooperare extrem de fructuoasă din acest punct de vedere. Am discutat teme de agendă europeană, agendă internațională și sunt proiecte concrete în care vom avansa împreună. Aș dori să-i mulțumesc domnului secretar general pentru disponibilitate, pentru discuțiile de extrem de mare substanță și îmi face, bineînțeles, mare plăcere să îl invit să ia cuvântul. Thank you very much, Foreign Minister and Excellencies, ladies and gentlemen. I will come back to congratulations in the second part of this conference. Now I will limit myself to say how glad we are for the fact that we have obtained very concrete things during this day here. And thank you very much for the hospitality and the broad program the government has set up for us. And we have agreed on how now to proceed with a very important issue for Romania as well as for us, because it affects the working of the Court of Human Rights in Strasbourg. There is a big backlog of applications concerning the restitution of property. Your Prime Minister said yesterday that the government will apply for a little bit more time to settle this issue. Actually, it was more on our side. We saw a need for a little bit more time in order to look more carefully into the law and have a dialogue. We don't, for the time being, see any major problems, but it is very important to get it right so that we don't get new applications in the court system here and afterwards in the court in Strasbourg. So therefore, this law is extremely important for you and for us, and we may use 3-4 weeks more than was foreseen by the court in Strasbourg. But
finally, I think we are now about to settle this very important issue. The second thing is the process regarding the constitution. I'm very pleased to see the process that has been launched here by setting up the commission in the parliament and to have the forum which will involve the civil society in amending the constitution and clarify the role of the different state bodies in Romania. I think it goes for all the member countries of Council of Europe that when one is going to amend or change or write a new constitution, it is extraordinarily important to have a thorough process involving all the political parties and the civil society so that one gets a constitution that is for all, that is recognized as a platform for political work, for political competition, for all the political forces, and not that the constitution becomes a part of the, so to say, a part of the political play in a country. That is very, very harmful. We have seen it in too many countries, actually. So that's why I'm very glad to see that you have now facilitated such a good process and that you will draw on the advice from the Council, for the Council of Europe, excellent body for constitutional matters, namely the Venice Commission, recognized all over the world as an expert body for constitutional and law matters. So we will continue the good work we have had with each other since you became a member, and now moving forward to making Romanian democracy even more solid. And that's why I'm so glad, happy for the visit. It has brought very concrete results. And we have got also new ideas in how the European institutions can become more operational, more practical oriented with regard to solving a European issue, namely the Roma issue, which is actually a European challenge. This is the biggest minority on the European continent, 12 million people, and we have an obligation to work together, European institutions and national and local authorities, to improve the conditions for this huge minority. Thank you. Stimați invitați, România marchează anul acesta a 20-a aniversare de la aderarea sa la Consiliul Europei. Folosim prilejul oferit de prezența la Ministerul Afacerilor Externe a Secretarului General al Consiliului Europei pentru a marca această aniversare printr-o scurtă ceremonie. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc. Am dorit să marcăm un moment special pentru România. În mod formal, ea se va întâmpla în octombrie anul acesta, dar de o manieră mai generală, anul acesta, în 2013, România și Consiliul Europei aniversează împreună 20 de ani de când țara noastră a aderat la această organizație europeană extrem de importantă. Este un moment care, spuneam și mai devreme, a marcat evoluția democratică legată de statul de drept, legată de democrație, de drepturile omului pentru România. Și este un merit special pe care Consiliul Europei l-a avut în acest proces și în procesul ulterior de, pentru România de a deveni membru al Uniunii Europene. O spun și din știință personală, am fost unul din diplomații care a lucrat la misiunea României pe lângă Consiliul Europei la Strasbourg și știu cât de utilă a fost expertiza și asistența democratică pe care Consiliul Europei ni l-a acordat. Vorbim de faptul că în acest proces de transformare democratică a României, rolul Consiliului Europei a fost extrem de pozitiv, extrem de dinamic și vă pot spune acum, după 20 de ani, că libertăți fundamentale pe care poporul român le-a câștigat și le-a consolidat prin evoluțiile democratice cu sprijinul Consiliului Europei, libertăți la care putem să ne gândim astăzi ca fiind un lucru foarte clar, foarte ușor de pus în practică,
La începutul anilor 90 erau lucruri extrem de importante pentru poporul român și vorbim de libertatea de gândire, de conștiință, de religie, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere. Astăzi, generația tânără le consideră ca lucruri extrem de simple, de facile, de lucruri pe care nu le mai punem în discuție. La începutul anilor 90 a fost important să facem acest efort și cu grație sprijinului Consiliului Europei. Vorbim de o organizație care are peste 200 de tratate adoptate, convenții la care România în cea mai mare parte a devenit parte, contribuie la crearea unui spațiu juridic comun în continentul european și în același timp acest lucru ne-a ajutat, spuneam, în pașii pe care România a făcut ulterior pe direcția aderării la Uniunea Europeană. Au fost oameni importanți ai organizației în diferite poziții care s-au implicat în proiectele de sprijin pentru România. La nivelul Ministerului de Externe vom dori în toamna acestui an să organizăm un moment special pentru a onora contribuția Consiliului Europei și contribuția pe care reprezentanții oficiali înalți ai Consiliului Europei la acel moment au avut-o față de România. Menționez foarte rapid și președinția Comitetului Miniștrilor a Consiliului Europei, pe care România a deținut-o în noiembrie 2005, luna mai 2006, ceea ce ne-a permis nouă să contribuim la profilul politic al organizației la nivel continental. În același timp, grație Consiliului Europei și asumării standardelor acestei organizații, România, la rândul său, a putut să devină chiar un model în domenii importante. Și aici mă refer la modelul de protecție a minorităților naționale. Este grație și sprijinul pe care Consiliul Europei ni l-a acordat. Vreau să închei exprimând aprecierea la adresa Consiliului Europei, la adresa secretarului general al organizației, care s-a angajat în mandatul său la un ambițios și important proces de reforme interne în cadrul Consiliului Europei, să exprim aprecierea pentru modul în care a promovat acest set de reforme care ridică profilul politic, relevanța Consiliului Europei, nu doar în interiorul continentului european, ci în relațiile externe, în nordul Africii, în acordarea expertizei pentru procesele care au loc de democratizare în nordul Africii sau în cooperarea cu statele din Caucaz. Putem vorbi foarte multe pe această temă. Domnule secretar general, mulțumesc foarte mult pentru tot ce a făcut organizația și înainte de a recurge la un moment special, aș dori să vă invit să spuneți câteva cuvinte. Thank you very much for your kind words and congratulations. 20 years, yes, if we are looking back at what has happened, it is absolutely unbelievable that so many things have happened on the European continent and here in Romania in such a short time, I would say. Today, Romania is a solid democracy. Yes, there are shortcomings, but we have shortcomings in all European countries. There are things to be done, but today, Romania is a solid, constructive, very good member of the Council of Europe. I would like to remind us all about why the Council of Europe was started back in 1949. It was Winston Churchill that took the initiative. Because, I would say, it was because of the war and what happened before the Second World War that he said that the peace in Europe had to be built on rule of law, human rights and democracy. He said it clearly that where rule of law stops, tyranny begins. So the new peace in Europe had to be built on rule of law, human rights and democracy.
And by the way, if you think about what happened here in Romania, how deep down this society was brought, because there was no rule of law. There was no checks and balances. It's the old story, when you don't have separation of power, when you don't have checks and balances in the society, you always get corruption, you always get misuse of power, and at the end of the day, it will lead to a revolution. We can make the comparison to what has happened in the South Mediterranean. Well, there are many things that are different. But what happened here in Europe, when the Berlin Wall came down, it was that the European institutions stood ready to take in the new democracies immediately, help them to build institutions, help them to build separate institutions with checks and balances. What has happened in our neighborhood is actually that there were no European institutions to take them on board, like what happened here after the fall of the Berlin Wall. I'm not criticizing anybody, but these countries didn't have anywhere to go. Very little support. And not the solid basis that the European institutions and the standards and values that we represent. So therefore, of course, the avenue to democracy, human rights and rule of law is much more difficult there than what happened here in Europe. It was not obvious that the revolutions that took place on the European continent after the fall of the Berlin Wall would go that peacefully. Well, there were wars on the Balkans, that's true. But in the countries which were taken on board in the European institutions, nearly immediately, it went peacefully. Let me also say the following. If we look at the history of the Council of Europe, one can say that there are three stages. One was the building of the institutions, and what we have now in Europe is unprecedented in history, unprecedented in the world. This is a machinery built on the European Convention on Human Rights with monitoring bodies that are scrutinizing the member countries on how they are fulfilling their obligations under the convention. We have an independent human rights commissioner and his office. And on top of this huge machinery, we have the Court of Human Rights. Never seen in history that 800 million people today can go to an international court and complain if they believe that their authorities and their courts have not ruled in accordance with the European Convention on Human Rights. And it happens. And this court has become so popular that it is being overburdened by applications, by the way. So it's a good thing, but it is also a problem. And this machinery is functioning every day. And the rulings of the court are pushing legislation in member countries slowly, constantly, in the right direction, according to the European Convention. Now, so the second stage started when the new democracies were taken in. As I've explained, the third stage has started now, I would say, not because of me, but actually my government, Norwegian government, asked me to stand as candidate for the Secretary General because we saw a strong need for revitalizing this organization, to reform it, in order to live up to the aim of the organization, namely to contribute to greater European unity. The problem has been that we have been spreading our resources on too many things. We have to come back to the most important mandate of this organization, namely to uphold human rights, rule of law, on the entire continent.
And that's why we have to streamline the use of resources. That's why we need to make the monitoring bodies that we have even that we have stronger, more efficient, and of course we need to reform the court, the procedures inside the court, which we have already done, so that the court can take care of the applications, thousands of thousands every year, more effectively, in order to uphold the credibility of this court. And this is also why we are now concentrating on reforms in the member countries, because the problems of the court is not the court itself, it is that too many applications are coming to the court because of shortcomings in laws and practices, in particularly in the judiciary, in many member countries. So that's why we are now deploying much more resources, expertise in member countries to help them to make the necessary reforms on the ground in the member countries. And of course, this is the only way to safeguard that we have the court on the top of this system that can function effectively. Because the logic of the European Convention and the setting up of this machinery and the court was not that the court in Strasbourg should take over responsibility from the member states. It was the other way around, that the convention and the judgment from the court should push legislation in member countries in the right direction, so that the member countries can take care of all these issues domestically, not in Strasbourg. And for this, and this is my last point, it is extremely important that we, that I have also started to improve coordination, cooperation with our international partners, in particular the European Union, because we are not alone on the European continent. We have to work more closely with our international partners to fulfill our mandate. And in that respect, it is extremely important, the process that we have had on for quite a long time, namely negotiations between EU and the Council of Europe, that the EU shall accede to the European Convention and to the European Court, so that decisions made at the EU level will also be under the same standards and the same court as all 47 member countries in Europe. Well, this is, it's an, what has happened in Europe is truly unbelievable. Going from a continent of war to becoming a continent of human rights and peace. And we will continue to work under what our mandate, and it, for us, it's important to build on two things. One is that we are to take care of our pan-European nature, and that we work strictly on the convention-based obligations. We do not want to politicize things. We are confronting member states and working with member states based on the legal obligations that they have undertaken. So combining these two things, being a pan-European organization, reaching out to the whole continent, and based on the legal obligations undertaken by all these member states, makes it a quite important tool for the whole continent. Yes, I know that there are other pan-European organizations, but they are not legally based, and they don't have the court at the top of the whole thing, which gives the citizens of Europe such a strong say in which direction this continent is going to do.
to go. So again, we had to work together, Romania and Council of Europe and the other 46 member countries, in order to uphold this very important machinery so that peace can continue to be safeguarded on the entire continent. Congratulations. Thank you very much, Secretary General. I would like to offer you, as a sign of appreciation, the token of the 20th anniversary of Romania to the Council of Europe, and it's my turn to thank you. Thank you.